Salutare, Ionel! Noroc, noroc! Bună seara, băieți! Ce faceți? Prezenți la datorie, ca de obicei? Nu mai eu beau bere iar? Da, Mihai, n-am ce să fac cu perdeaua. Știu că nu vă place. Dar n-am ce să fac, nu am alta. Băi, băiatule, bă. O să încerc să mut poziția în cameră, habar n-am. O, domnul doctor, domnul doctor, ce faceți? Ați învățat pentru rezidențiat? Merge treaba sau venim la dumneavoastră? Până alta, noroc, încă o zi în care am fost sănătos, în putere, cu multă treabă pe cap și așa-mi doresc să fiu tot timpul, să fiu ocupat, dar în principal sănătos. Multă sănătate și vouă! Perdeaua dăunează și la gagicile din vizită? Mihai, sincer, nimănui, nici unei gagici care a venit pe aici nu i-a păsat de perdeaua asta. Dar da, mi s-a atras atenția că nu arată tocmai bine. Dar acțiunea când vin gagicile la mine se petrece în altă cameră, nu aici. Doamne, Maica Domnului. Deci o să fac un fond. Salut, Lică, salutări în Italia. O să fac un fond special de donații. Să-mi schimb perdeaua din casă, jur. Aveți o grijă cu perdeaua mea, jur. În seara asta beau o bere ceva mai interesantă. Salut, Nicoleta. Da, tu și taică tu vă uitați în același timp la mine. Cu și despre perdele. Cum e asta, frate? Nu cred. Da, nu mă pricep la decorațiuni interioare, din păcate. Mie mi se pare că se potrivește cu camera, da. Mă rog. Da, bună asta. Hai să trăiți. Vă spuneam că beau o bere foarte interesantă în seara asta. E o IPA. N-are gust rău. E de la Switch Eat. Și e tare. Da, Nicoleta, aveți gusturi bune în YouTube. Da, nu au live cei de la Creative Monkeys în seara asta? Sau cum de ești aici pe canal? Că de obicei te uiți la ei. Nu știu, nu mai știu ce program. A, mi se pare că ei marțea nu au live. Au gen marți și sâmbătă nu au pe YouTube, nu? Au pe Twitch sau ceva de genul ăsta. Da. Sper că beți și voi o bere după o zi lungă. După o zi lungă de muncă, se asordează pe perdeaua cu sticla de la bere. Bă! Ne! Dacă ziceți voi! Bă, asta e... Mă rezolv Nico cu o perdea mai sexy! Ia auzi, Nicoleta, ți-a dat ai cât o temă de casă să-mi găsești o perdea mai bună? Tu ai fost aici, apropo, ți s-a părut ceva în neregulă cu perdeaua? Sau n-ai vrut să zici? O sticlă de ulei la bunica. Ia uite, Carmen bea o vișinată. Bun, au vișinată în Zurich, acolo, în Elveția? Cum arată rola? Care rolă, Claudiu? Hai că deja o dăm în diverse. Oh, leu, Nicoleto! Da, acolo e acțiunea, nu e aici în sufragerie.
În timpul ăsta alți oameni beau vișinată în Zurich, în Elveția. Doar aparent, no leak, stai liniștit că s-a rezolvat, e destul acțiune în dormitor acum, nu mai e problemă. Da, oricum găgicile merg în mașină. Merg și cu mașina, nu e problemă, dar e mai confortabil în casă decât în mașină, nu știu cum să zic. Am un prieten care preferă în mașină, eu prefer în casă, e mai mult loc să mă desfășor, nu știu cum să zic. Adică am un 84-120 de kg, nu mai merge. Da, am rezolvat treaba cu microfonul. Mulțumesc, Lică. Am rezolvat treaba cu microfonul, folosesc microfonul wireless. Am descoperit și care era problema cu lipsa de sincronizare între sunet și video. Teoretic era din cauza că erau pe porturi diferite. Exact, Lică, vezi, mă cunoști. Nu, mașină că e mică, da. Era o problemă că microfonul era pe un port diferit de HDMI și acum merge totul prin HDMI și ar trebui să fie sincronizat. Dar trecută se auzea un pic din butoi pentru că am folosit un muffler pentru microfon. De data asta nu mai avem muffler și ar trebui să fie ok. Și camera n-ar trebui să se mai închidă cum se închide data trecută de la focus. Deci, teoretic, în seara asta avem 2 ore de distracție cum trebuie, da? Sincer, berea asta e chiar ok. Eu nu sunt neapărat cel mai curios om când vine vorba de beri, dar e ok. Are un pic de iz de mango, mi se pare mie. Și văd că și pe etichetă are un fruct de mango. Dar e ok. Are 6,5% alcool, e nefiltrată și trebuie să o beau că expiră. Deci, na, cheers. Mulțumesc prietenilor care mi-au donat bere. Când seara asta mi-au făcut ciste cu bere. Dacă o să fie acceptată România în Schengen, nu o să fie acceptată România în Schengen, cel mai probabil, din cauza situației geopolitice actuale, ceea ce mie îmi place foarte mult, adică de atâta timp ne chinuim să intrăm în Schengen și a fost nevoie să fie război în Ucraina ca să putem fi acceptați. Aia, da. Eticheta îți dă un vibe de Ed, Edd n Eddy? Da. Nu știu dacă se vede foarte bine pe video. Cam așa arată. E ok. Recomand. Dacă faceți rost de... Mă rog, dacă vă loviți de ea, puteți să vă luați. Da. Berile artizanale. Nu știu, eu nu prea beau în general. De altfel, cei care mă cunosc mai bine știu că eu nu prea beau. E parte defect profesional, parte că nu-mi place în mod special să beau, să mă îmbăt, să chestii de genul ăsta. Asta cu Andy Popescu e... Nu o să mai facem nimic cu Andy Popescu. Nu știu ce s-a întâmplat cu Andy Popescu. Dar frate, omul zici că a luat o razna. Deci se comportă într-un hal în ultimul timp. Nu-l mai recunosc, nu știu. Omul cu care am făcut eu videouri acum vreo 3 ani de zile, cred. Mamă, cât timp a trecut. Era cu totul altfel. Deci nu era așa. Nu știu ce s-a întâmplat cu el. Omul se ceartă cu copii de 17 ani în comentarii. Mi-arătau niște prieteni, niște conversații cu el. Adică... Și cu niște texte de-astea de... Tu n-ai să ajungi niciodată la valoarea mea, nu știi ce înseamnă, la 41 de ani să arăți cum arăt eu, chestii genul ăsta, nu știu ce s-a întâmplat cu el, nu știu dacă e de la steroizi sau nu. Din câte am înțeles, s-a început să se poarte ciudat de ceva timp, de când a luat-o cu sala pe căi de-astea culminante, dar ce este cert este că nu o să mai vedeți colaborări între mine și el. Da, asta e. Oamenii se schimbă, din păcate unii înspre rău, alții înspre bine. Eu încerc să evoluez, nu să mă întorc înapoi, ca să zic așa. Da, păi asta zic, Claudiu, când am făcut eu videouri cu el, omul era ok. Adică, ok, și el, ca și mulți alți creatori de conținut de pe platforma asta, juca un rol. Deci nu era 100% autentic pe video, știi? Dar era super ok, puteai să stai de vorbă cu el, puteai să ai o conversație foarte plăcută, era curios de foarte multe lucruri. De la un timp are impresia că
le știe pe toate, nu mai acceptă să-l contrazici sau o face la nivel declarativ. Că el spunea întotdeauna că e bine să asculți și părerea celorlalți, că e important să nu fim toți de acord, bla bla bla, și când îl contrazici acum, face destul de urât, știi? Adică noi ne-am îndepărtat de când am făcut vlogul cu el, cu Tesla lui, când mi-a tăiat foarte mult din ce am spus, nu m-a lăsat să vorbesc. Dacă ați văzut video-ul ăla, ați observat că de câte ori încercam să îi dau un argument sau un contraargument, dar și eu era foarte tare și îmi pierdeam ideile, că na, în Tesla la 1000 de cai, cât are, 800 de cai, când te lipește cu capul de tetieră, de multe ori îți uiți ideile, știi? Și da, din momentul ăla când am văzut cum a ieșit clipul final, deci noi am filmat undeva la vreo 2 ore jumate și clipul final are undeva la jumătate de oră, a tăiat foarte mult din ce am spus eu și l-a deranjat și atunci am decis că e momentul să ne vedem fiecare de drumul lui. Și atunci am mirosit că ceva nu e în regulă și de atunci s-a schimbat, frate, deci mă uit la ce postează pe TikTok și astea. Groaznic. BMW Z8, ziceam, Claudiu. Ce păreai de un videoclip cu top mașini accesibile, alegi tu bugetul? Am văzut că au făcut cei de la Motor Vlog un video de genul ăsta, prietenii mei de la Motor Vlog, pe care îi puteți vedea și pe TVR2, în fiecare sâmbătă parcă au emisiune. Ei au făcut un video despre cele mai accesibile SUV-uri sub 20.000 de euro. Foarte mișto clipul. Și vă recomand să-l vedeți. M-am gândit și eu să fac chestii de genul ăsta. Am mai făcut în trecut, n-au mers. Poate o să încerc în viitor. Deocamdată nu am timp să fac clipuri de genul, sunt super busy. S-ar putea să am timp săptămâna viitoare, că aștept niște confirmări de mașini și dacă nu vin trebuie să filmez ceva și probabil o să fac o chestie de genul ăsta. Radu Constantinescu spune că am pus punctul pe I mai devreme legat de problema. Da, păi e o relație love-hate aici pe YouTube, știi? Cum să vă descriu? Că și eu sunt pus într-o postură foarte de cacao în momentul ăsta. Ai de ales între a fi autentic și riști să nu fii plăcut, să nu ai vizualizări, să nu fii relevant, sau poți să te mai mulțărești în fel și chip, să creezi un personaj, cum e și Dorian Popa, de exemplu, și să faci foarte multe vizualizări. Și sunt foarte mulți oameni pe YouTube care pur și simplu sunt niște alte ego-uri, nu sunt oamenii reali din spatele camerei, știi? Și o fac pentru a avea vizualizări, a avea public și așa mai departe. Eu până acum am încercat să stau departe de mai mulțărele, am încercat să fac videourile după un format care să fie clasic și lumea să știe când intră pe un clip de-al meu la ce să se aștepte, să știe structura lui, mai ales dacă m-au urmărit pe mai multe clipuri, da? Să știe că mai întâi vorbesc de design exterior, de interior și apoi de modul în care se conduce mașina și așa mai departe. Nu știu dacă e neapărat cea mai bună variantă, vizualizările mele s-au dus în cap, dar s-au dus în cap din cauza algoritmului, nu neapărat că am schimbat eu ceva în rețeta mea. Și se vede clar pe vizualizări cum am niște zone unde sunt pur și simplu limitat de algoritm. Deci nu mă las să trec de 3000 de views în primele 24 de ore sub nicio formă. Orice mașină pun. Partea bună e când mă uit în Analytics e că toate vizualizările mele sunt organice. Deci sunt de la oameni care ori mă urmăresc, ori urmăresc topicul ăla. Adică nu apar în videourile recomandate. Atunci când te uiți pe YouTube, știi că ți apare în dreapta o listă de videouri recomandate. Eu nu apar acolo. Oamenii care se uită la videourile mele sunt cei care au dat subscribe sau mă urmăresc destul de des astfel încât să le apară recomandarea clipului meu pe prima pagină YouTube, nu în playlist. Asta mă avantajează pentru că arată faptul că sunt urmărit îndeaproape de publicul meu. Adică tot ceea ce fac eu este organic, nu este influențat de algoritmul în momentul ăsta. Dar trebuie să recunosc că mi-aș dori și eu mai multe mi-aș dori mai multe vizualizări, știi? Dar asta nu poate să vină decât cu ajutorul algoritmului YouTube. Pot să stau eu și în cap, n-am nicio șansă dacă nu mă preia. Și da, și înțeleg pe oamenii care creează un alter ego astfel încât să aibă vizualizări, să șocheze, să... Da, Vladimir, nu mai e delay. Să șocheze, să facă tot felul de clipuri de genul ăsta. Ei înțeleg, nu știu, s-au făcut foarte multe studii pe social media și pe faptul că atunci când ești urmărit de foarte mulți oameni, se eliberează cantități mari de dopamină și așa mai departe. Adică, na,
Aia. Eu încerc să-mi păstrez. Faptul că eu fac lucrurile într-un anumit fel, după un anumit pattern, să-i spunem, după un anumit șablon, cu o anumită calitate a imaginii și așa mai departe, a fost observat în schimb de sponsori. Știi? Pentru că sponsorii, cei care țin foarte mult la imaginea lor, vor să se asocieze cu un produs de calitate. Poate că nu fac foarte multe vizualizări, dar sunt sigur că ceea ce fac eu este ok. Și asta, na, mă pune pe mine în postura de a încerca să fac bani din sponsorizări și să-mi păstrez profilul actual sau să fac bani mai mulți din vizualizări și să modific ceva. E foarte complicat și încă lucrez la chestia asta, încerc să-mi dau seama în care direcții să mă îndrept. Încerc să vă citesc comentariile acum. Eu sunt de părere că mașina visurilor e ceva ce o iei și aia e. Nu că mie mi-a plăcut Aventador acum 10 ani, dar acum mașina visurilor e McLaren, de exemplu. După părerea mea, mașina visurilor este cea la care ai salivat de foarte mult timp și care crezi tu că ți s-ar potrivi perfect și îți place ție din cele mai variate motive. Da? Poate să fie o mașină care, nu știu, exact ca la femei, știi? Poate că pentru 90% din oameni pare urâtă femeia, dar dacă ție îți place cum scuipă semințe, nu e problema nimănui cu cine mergi tu pe stradă, știi? La fel e și la mașinile astea, mașinile visurilor. Poate mașina visurilor tale e multipla și toată lumea o să se uite, bă, cum să-ți placă Fiat Multipla? Uite așa, îmi place mie, mă gâdilă pe mine într-un fel Fiat Multipla. Asta este mașina visurilor, după părerea mea. Acum fiecare are altă definiție, na. Ideea e că nu prea avem noi bani neapărat de mașini noi, deci clar mașinile SH ar fi de interes pentru majoritatea. Eu înțeleg ce spui, e mult mai complicat să fac review-uri cu mașini SH, crede-mă, din 11.000 motive legate de logistică, de la faptul că mașinile SH trebuie să le iau de la proprietari, nu sunt asigurate de multe ori, probleme cu sincronizarea și aia nu, ăla nu ar fi un review, da? Nu pot să iau mașina de la un proprietar 3 zile ca să merg cu ea și să înțeleg ceva din ea. Ar fi mai mult o prezentare. Uite, asta e mașina, făcută din anul în anul, are motorizările astea, punct. Nu o să pot să-ți dau niște impresii serioase cu privire la consum, la modul în care se conduce. Nu pot să o împing până la linia roșie când o turez, că na, trebuie să am grijă de mașina omului. Știi? Deci sunt multe chestii aici pe care multă lume nu le știe, din spatele procesului de creare a clipurilor, mă refer. Am rupt YouTube-ul în ultima lună cu Civic-ul nou, de-abia aștept să-l testez, te rog, fă-o la sânge. Da, cei de la Honda au decis că eu nu sunt o prioritate pentru ei și m-au programat la sfârșitul lui noiembrie cu Honda Civic, în timp ce alți YouTuberi au avut acces la ea deja de 2 ori. Business-ul ăsta funcționează foarte mult pe simpatii. Eu nu m-am supărat, am apreciat faptul că totuși cei de la Honda m-au sunat și mi-au spus vrem să-ți dăm mașina când poți. Eu am avut toată luna octombrie full, toată luna septembrie, când septembrie am vorbit cu ei full și așa că singura zonă în care am putut să o programăm este la sfârșitul noiembrie. O să o iau la test și stai liniștit că o să vorbesc cât se poate de sincer despre ea și ca în orice alt clip de-al meu și o să vedem cum stă. De ce 63 AMG nou, ce părere ai? Știu că ai făcut un blog, dar mi se pare ciudat cum au abordat total mașina față de BMW, respectiv M3 M4. Cristi, am făcut un live special pentru ce 63 AMG fix în ziua în care s-a lansat și am spus acolo cam tot ce aveam de spus, poți să intri pe canal să vezi. În principiu, sunt dezamăgit că avem motoare în 4 cilindri sub capotă și că este foarte grea mașina, adică are 2,1 tone. Cel mai probabil cu 680 de cai nu o să fie o problemă greutatea în linie dreaptă, dar în curbe va trebui să ai niște anvelope super performante, gen de la Michelin, care să te țină pe trasa ideală, că altfel o să ai foarte mult de cărat, foarte multă greutate în curbe. Da. Părerea ta despre programul Rabla de la anul. O să fie interesant, adică piața auto din România a început să devină dependentă de programul Rabla, din câte se vede. Cum să zic, anul ăsta, de exemplu, programul Rabla a avut 2 șarje și fondurile din a doua șarjă, acum în octombrie, s-au epuizat într-o oră jumate. Și știu de la oameni care lucrează în vânzări că a fost panică mare, că mulți n-au prins. Și, de exemplu, mașini electrice fără bonusul de 10.000 de euro nu prea se cumpără. Eu am mai spus și în alte clipuri că acest bonus de 10.000 de euro la mașinile electrice n-ar trebui să se aplice la toate mașinile. Ar trebui să se aplice la mașini până la un anumit prag.
Pentru că dacă tu ai 100 de 200 de mii de euro să-ți iei un Taycan Turbo S Sport Turismo, să mai primești și 10.000 de euro de la stat, mi se pare, știi? Dar în momentul de față, mașinile nu se mai vând fără rabla. Foarte rar mai prinzi să vinzi mașini fără rabla. Nu mai vorbesc de mașinile electrice care fără rabla sunt moarte în pupușoi. Și asta creează niște distorsiuni în piață, din punctul meu de vedere. Nu zic că nu e un program bun, e un program foarte bun care scoate într-adevăr mașinile foarte vechi și foarte poluante de pe străzi, dar se fac și foarte multe mânării, se fac foarte multe chestii pe sub mână. Și na, de asta întotdeauna eu în review-urile mele, când vă dau prețurile, și poate ați observat chestia asta, întotdeauna vă dau prețul de listă, pentru că eu nu pot să vă garantez vouă cât veți plăti pe o mașină. Da? Nu pot să vă garantez că veți prinde programul Rabla, nu pot să vă garantez câte din sumele din Rabla veți prinde, că acum s-a și modificat, poți să aduci două Rable, bla bla bla. Nu pot să vă garantez nimic, nu pot să vă dau decât prețul de listă pe care l-am eu în momentul review-ului. Și de acolo cât negociați voi la dealer, câte bonusuri aduceți, câte Rable și așa mai departe, ține doar de voi. Și mi se pare cel mai corect să fac chestia asta, știi? Da. Stați că am rămas un pic în urmă cu comentariile. Două sfaturi aș avea pentru, bun, stați așa. Radu îmi spune așa: când ai drum în zona de vest a țării, te invit la montez cu un Passat Bite de E-Stage One 304 cai putere. Wow. Wow. 304 cai putere din motorul ăla de 2 litri TDI. Păi și cum e? Face față? Ai avut ceva probleme? E interesant. Da. Două sfaturi aș avea pentru tine. Primul sfat ar fi să filmezi ce vrea lumea să vadă, și ce vrea lumea să vadă lumea și ce vrea lumea să vadă lumea sunt ori mașini accesibile, ori mașini high-end gen 911 Lambo etc. Nu poți să filmezi ce vrei tu. Înțelegi? Tu prin ce vrea să vadă lumea, tu te substitui lumii în propoziția aia. Tu vrei să vezi mașini mai vechi și mai ieftine. Eu îți garantez că pe canal, dacă te uiți, foarte multe clipuri cu mașini super scumpe au vizualizări mai multe decât mașini ieftine. Asta e. Da? Deci nu e o regulă. Și să știi că vizualizările depind cel mai mult de algoritm. Nu depind. Unul dintre cele mai vizualizate clipuri din ultimii ani de la mine de pe YouTube este cel cu S90, care are 80-90 de mii de views și o mașină super scumpă. Da? Deci, crede-mă că am încercat toate variantele. Nu există o rețetă sigură, bă, dacă aduc Dacia, o să facă vizualizări. Ultimul clip cu Dacia pe care l-am făcut, cu conceptul manifestul de la Paris sau cu siglele noi Dacia, cu culorile noi de la Dacia și așa mai departe, n-a făcut nimic, adică a făcut 3.000 de vizualizări. Pentru Dacia este foarte puțin. Deci nu există o rețetă sigură. ABC, Dodge Viper, da, e o mașină super tare. Salut, Dan. Da. Al doilea sfat este să lucrezi puțin la titluri ca să fie mai catchy. Îți spun sincer că nu sunt mare fan 99 Vehicles, dar pune niște titluri, te face să dai click oricum. Păi și ce vrei acum? Să pun click-uri de tip clickbait tot timpul? Nu o să-ți vină să crezi ce face mașina asta. Nu o să-ți vină să crezi că Kia asta merge singură. Nu. Nu. Încerc să pun titluri un pic mai catchy în ultimul timp, dar încerc să le păstrez decente totuși. Adică nu pot să fac clickbait în fiecare zi, da? Ați observat probabil că am schimbat și eu modalitatea de a face titlurile și thumbnail-urile, că și asta contează foarte mult, dar nu pot să fac clickbait, îmi pare rău, nu e în spiritul meu, nu, chiar dacă nu fac vizualizări, prefer să păstrez o anumită linie și cu asta basta, aia. S-au afișat noile prețuri pentru nou șeptar, 106.000. Asemănător cu G11. Tu văzându-l live, cum ți se pare comparându-l cu G11? Dorine, am făcut un clip despre noul seria 7 și noul i7. Nu știu. Mie nu-mi place. Adică partea aia frontală mi se pare mult prea complicată. Farurile duble, iarăși foarte complicate. Nu-mi place și nu o să-mi placă partea frontală niciodată. În rest, mașina este absolut superbă, dar mie partea din față nu îmi place. Punct. Mi se pare mult prea complicată, nu știu ce au vrut să facă, mi se pare că au vrut să bage foarte multe elemente diferite de la mai multe mașini într-o singură mașină. Nu mi se pare că le-a ieșit. Pe de altă parte,
cum spunea Chris Harris într-un tweet când a văzut noul BMW M2, spunea așa, că în momentul ăsta nu-mi place, dar sunt sigur că peste un an o să-mi placă de nu o să mai pot. La fel am zis și când am luat la rost noile M3 și M4. Nu-mi plăceau, acum îmi plac. Nu sunt sigur că o să se întâmple la fel și cu seria 7. Ce pot să vă spun este că, exact la fel ca în cazul lui BMW iX, mașina are foarte multă prezență. Deci în persoană e super impunătoare. În persoană, în tablă, spuneți-i cum vreți. E super impunătoare, are caracter. Adică n-o s-o confuz cu nimic pe stradă. Nu o să fie ca la Mercedes-Benz, unde toate mașinile arată la fel, dar la diferențe de dimensiuni mai mari sau mai mici. Deci o să fie o mașină cu foarte, 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 foarte multă personalitate. Acum, na, partea asta cu designul este super subiectivă și na, o să vedem cum evoluează. Mihai a întârziat. Da, a întârziat. Crezi că prețul mașinilor atât noi cât și SH vor continua să crească? N-am și putea să spun, dar cred că da. Lucrurile nu par să se termine. Conflictele și problemele pe lanțul de aprovizionare nu o să se termine. Inflația continuă să crească, deci da, presupun că o să crească în continuare prețurile la toate mașinile. Andrew Tate, să ajung acolo să fac niște vloguri cu mașinile lui. Nu vreau să mă asociez cu Andrew Tate, alt personaj de pe YouTube. Sunt ok. Andrei mă întreabă de nou Civic, care este, dacă e mai arătos decât vechea generație. Cei care mă urmăriți de mult timp știți că mie nu mi-a plăcut niciodată Civic-ul. Mi s-a părut o mașină, mai ales Type-R-ul, făcută pentru copii, gen. Un design super agresiv și super ciudat. Dar modelul nou mi se pare super ok. Adică mi se pare super decent, mi se pare că s-a maturizat. E ca și cum treci de la un design făcut de un adolescent la un design făcut de un adult. Așa mi se pare generația nouă de Civic. Da, mi se pare mult mai ok decât aia veche și îmi place cum arată. Am văzut una în trafic și mi se pare super stylish, așa, super elegantă, super ok. Da. Mai iau o gură că se răsuflă, noroc. Ce păream de declarațiile recente ale lui Elon Musk? Păi, ca de obicei, dezamăgește omul. Adică am făcut și o postare pe Facebook despre chestia asta. Nu știu dacă ați văzut că a zis că vrea să oprească, nu vrea să mai plătească pentru internetul oferit prin Starlink ucrainienilor. Totul a pornit de la o chestie, mă rog. Deci, care e lanțul evenimentelor? Elon Musk a vorbit cu Putin și după ce a vorbit cu Putin, a făcut o postare pe Twitter în care a oferit el o soluție de a se termina războiul, da? În care zicea că dacă Ucraina renunță la o parte din teritoriile ei, de parcă ar fi fost ale lui Tasu să le împartă el, Rusia probabil că s-ar retrage și că totul s-ar încheia. Și bineînțeles că la o astfel de afirmație, mai mulți oficiali ucrainieni au reacționat virulent. Mi se pare normal. Vine Elon Musk și spune că tu ar trebui să renunți la o parte din țara ta. E ca și cum ar spune, nu știu, Jeff Bezos că România ar trebui să renunțe la jumate din Moldova și Dobrogea ca să fie treaba bună pentru toată lumea. Cum v-ar pica? Normal că nu v-ar pica bine, nu? Avem rude în zonele alea, avem oameni de-ai noștri, frați de-ai noștri. Cum să spui așa ceva? Cine ești tu să dai, să ceri așa ceva? Și ambasadorul Ucrainei în Germania a scris pe Twitter fuck off către Elon Musk. Ca la câteva zile să vină știrea că domnule SpaceX a spus că nu mai poate furniza internet pentru ucrainieni prin Starlink pentru că îi costă prea mult, bla bla bla, și că Pentagonul ar trebui să plătească, să preia nota de plată. Aparent complet nelegat de ce i s-a transmis lui Musk după ce a spus tâmpenia aia. Și ulterior a venit Musk cu un tweet în care a zis, nu fac decât să, a dat reply la fuck off-ul ambasadorului și a zis că el nu face decât să urmeze sfaturile ambasadorului. Cât de mic să fii ca om să faci așa ceva? Cât de mare să ai ego-ul să te supere că cineva a reacționat în felul ăsta la un plan absolut idiot și să pedepsești o nație întreagă prin chestia asta? Adică, băi, scuza cu n-avem bani mi se pare atât de ridicolă venind de la o companie deținută de un om care e evaluat la
peste 200 de miliarde de dolari. Da? Un om care pretindea acum nu foarte mult timp că el vrea să salveze planeta, că toți suntem într-o barcă și că barca aia ia apă și el cu mașinile lui electrice ne salvează și așa mai departe. Un om care a pozat întotdeauna în salvatorul nostru, că el este tărie life Iron Man, că e Iisus, că cine știe ce iluzii de grandoare mai are el în capul lui, el și cu followerii lui. Da? Și să te plângi acum că domnule, la nivel oficial, că nu mai are bani să poată întreține rețeaua de sateliți, da? Care a fost extrem de importantă pentru ucrainieni ca să poată să se bată cu rușii, știi? Și am aplaudat chestia asta când s-a întâmplat prima oară și am zis, da mă, uite, ăsta e un lucru foarte mișto de făcut, știi? Cam asta e părerea mea despre Elon Musk, care e o mizerie de om, din punctul meu de vedere. Și în momentele astea și cam dă arama pe față, sincer, adică după aia l-a mai pupat în fund pe premierul, pe Xi Jinping, în China, ca la câteva zile după China să anunțe niște reduceri de taxe pentru mașinile Tesla. Adică cam ăsta e omul. Și mai era Andy Popescu care vorbea cu mine și spunea că scopul lui Elon nu este să se îmbogățească. Nu. Nu e scopul lui. Nu. E doar un efect al popularității lui. Nu e vina lui că s-a îmbogățit. Adică el doar a făcut lucruri pe care le-a fi făcut Iisus. What would Jesus do? Da. Că a făcut și o cârcă de bani în proces, nu e vina lui, e doar un side effect al acțiunilor lui. Hai să fim serioși. Da. Cam asta e treaba. Ștefan îmi spune că a condus Fiat Panda Hybrid și consumă 5,5%. Vă recomand de extraordinar pentru oraș. Sigur, dar pot să-ți arăt și alte mașini care consumă mai puțin de 5,5% în oraș. Adică, na, e ok. Același trendul lor îl găsești și pe Fiat 500 și poate o să-l iau la test, dar nu cred că nu prea sunt mașini în parcul de presă de la Auto Italia. Dar mi-a plăcea să încerc un Fiat Panda. N-am mers niciodată cu un Fiat Panda. Da, e un consum de 5,5 e mișto, dar spune-ne și cum l-ai obținut, în ce oraș, în ce condiții. Adică sunt foarte mulți factori care contează aici, știi? Radu revine cu al său Passat BTDI cu 304 cai și ne spune că n-are nicio problemă. Cei cu tuning-ul au spus că e un motor foarte sănătos și că s-a tunat cumva natural, fără cutiuțe adăugate. 0-100 în sub 5 secunde jumate în funcție de drum. Nu o să încap în ea? Mihai, să știi că Fiat Panda e destul de spațios. Nu prea încap eu un Fiat 500, deci în modelul vechi. În modelul nou să știi că încap. Am un review cu un Fiat 500 electric și chiar a fost ok, adică niciun fel de problemă pe partea asta. Radu, mă bucur că Passatul tău merge foarte bine. Eu am auzit că au fost niște probleme cu arborele cotit la motorul ăla. Acum nu știu dacă ai avut și tu ceva probleme. Consumul a mers normal, a scăzut pentru că sunt mai mulți cai care trag aceeași greutate. Da, asta se întâmplă de multe ori. Dar să știi că ți-a scăzut și fiabilitatea mașinii per total. Adică n-ai cum să te aștepți ca o mașină proiectată să meargă cu 240 de cai și acum dusă la 300 și să aibă aceeași fiabilitate ca înainte. Adică, bine, depinde și foarte mult de cât porți la piciorul drept. Că sunt unii oameni care nu poartă la fel la ambele picioare, dar n-am greșit. E vorba și de preț. În Sicilia am condus închiriat, costă 30 km foarte mult, 5 zile în continuu. Da, deci tu, Ștefan, îmi spui că ai mers cu 130 foarte mult, 5 zile și ai avut consum 5.5 pe Fiat Panda Hybrid? Mi se pare foarte greu de crezut. Foarte greu de crezut. Să obții consumul ăla la 130 de km pe oră. Nu cred. Dar nu cred. Nu cred. Nu, e prea puțin. Nu. Mă faci curios, acum am dus să închiriez și eu una sau să iau una de la Auto Italia. Mi se pare extrem de puțin la 130 la oră. Mă rog. Da, Mihai, nu este neapărat cea mai mare... Vezi, poate era indicatorul pe termen lung, nu știu. Băi, acum și tu spui că consumă puțin. Bine, o să încerc. Nu știu, poate găsesc să iau una. Normal că dacă ai 4 rotofei cu plus minus 100 de kilograme pe cap de vită furajată,
Crezi și eu că s-a lăsat cu genunchi scâriați într-o mașină de dimensiunea aia. Mana, și voi ați exagerat. Săraca, cred că... Păi da, nu știu, cred că masa maximă admisă, nu știu dacă e mai mult de 400 de kilograme. Cred că ați depășit-o cu tot cu bagaje lejerea, nu? Da, cine se mai uită la masa maximă admisă? Adică, na. Da, Andrei, ai dreptate. Elon Musk, încă de la început, a primit niște bani de la Pentagon pentru serviciile lui din Ucraina. Adică nici măcar argumentul ăsta că, domnule, nu ne permitem să mai păstrăm internetul în funcțiune în Ucraina, nu funcționează. Ei, de fapt, voiau să-l oprească de tot. Cam asta e ideea acolo, știi? Adică e o treabă de porc, de porc mare. Un porc mare. Da. ABC se uita și el la Honda Civic. Da, probabil că o să fie foarte fiabilă, pentru că e trenul la derulare hibrid și peste 2 ani poți să o cumperi fără probleme. Asta presupun acum. Acum pot să apară tot timpul probleme neprevăzute, na, nu se știe. Bun. Am fost 3 persoane, Fiat Panda. Băi, gata, am cu Fiat Panda. Deci, serios, facem live-ul despre Fiat Panda. Când eu am vrut să vorbesc despre salonul de la Paris și despre Rolls-Royce Spectre. Radu a scos consum 5.8 München Arad. Exclusiv autostradă, 4 oameni în mașină plus bagaj, 135 pe tempomat. E bun, e foarte bun. Foarte, foarte bun. De unde crezi că vine obsesia lui Masterchef pentru Volkswagen? Adică mă gândesc că are și el dreptatea lui până la un punct, nu? Obsesia lui Masterchef pentru Volkswagen vine, nu este singulară, este a mai multor oameni din România. Sunt oameni care au avut un adevărat șoc atunci când au dat de o mașină germană bună la un preț bun. Iar boom-ul ăsta cu mașinile germane bune la un preț bun s-a întâmplat la începutul anilor 2000. Odată cu generația 4 de Golf, odată cu Passat B5 și cu mașinile din acea perioadă. E, de altfel, când intrăm curând în Schengen, eu așa zic, Vladimir, eu zic că o să intrăm. Se mișcă lucrurile din cauza situației din Ucraina. Am spus asta mai devreme. Revenind la obsesia pentru Volkswagen, nu numai a lui, cât și a multor români, am postat niște meme-uri pe Instagram, pe stories, acum câteva zile. Oriunde te uiți, vezi Passat. Deci Passatul e cea mai șmecheră mașină după foarte mulți români. Nu spun că nu e o mașină bună. Deci nu mă înțelegeți greșit. Nu hulesc nici Passatul 2.0 diesel, nici. E o mașină care nu degeaba este atât de apreciată, da? Deci la începutul anilor 2000 existau mașinile astea, Golf 4 și Passatul B5, ulterior B5.5. Și au fost atât de bune și atât de apreciate de oameni, încât ele au creat un adevărat mit. Un mit care exista și înainte, dar noi până prin anul 2000 nu prea am avut contact cu mașinile din străinătate, da? Nu prea am avut bani de ele până la un punct. Și abia de atunci a început să lucreze, da? Și în ultimii 20 de ani s-a creat așa o imagine foarte interesantă că Volkswagen are un raport calitate-preț foarte bun. Ceea ce pentru anumite modele se aplică, dar e foarte limitativ să te uiți doar la un producător și doar la un trend de rulare și să omiți tot restul industriei. Repet, nu spun că un Passat 2.0 diesel nu e o mașină bună. Problema pe care o am eu cu Passatul, cu ultima generație, am spus-o și în review, este că nu mai are platforma care trebuie, platformă de golf pe care ai o suspensie pe spate destul de zgomotoasă. Asta m-a deranjat cel mai mult și nu mai e atât de confortabilă cum era odată. Da? În rest, mașina este super ok. Deci cea pe care am avut-o eu, 2 litri, 150 de cai cu DSG, mi-a consumat nimic. Deci am mers cu ea de m-am plictisit. Vedeți în review-ul meu cu ea. Deci, repet, nu spun că Passaturile 2.0 TDI nu sunt mașini bune. Dar spun doar că în industrie există atât de multe variante încât e păcat să te limitezi la unul singur. Știi? Și el, până la urmă, cu ajutorul lui Luci, a reușit să vadă niște chestii. S-au deschis ochii, a văzut niște mașini care i-au demonstrat că bă, mai există și alternative. Știi? Acum, nu sunt nici departe cealaltă unde zgomotul suspensiei e rezolvat nu numai pe Passat. Toate mașinile de pe platforma MQB, dacă îți cumperi suspensie adaptivă, nu mai au probleme cu zgomotul suspensiei. Am simțit asta pe Tiguanul plug-in hybrid pe care l-am avut de curând la test, pe care l-am comparat cu Tiguanul diesel pe care l-am avut înainte. Dieselul nu avea suspensie adaptivă
Și asta plug-in hybrid-ul avea. Și plug-in hybrid-ul era incredibil de silențios comparativ cu dieselul. Și mi-au spus și cei de la Volkswagen chestia asta, dacă îți cumperi DCC, nu mai ai probleme cu sunetul suspensiei, care este deranjant pe o mașină cu suspensie pasivă. Da? Deci asta este problema lui și a multor români, că nu știu, nu au petrecut destul timp, nu au destul de experiență, astfel încât să fie experimentat și alte mașini și să înțeleagă că există și alternative mai interesante la mașinile astea. Da? Poate că nu sunt neapărat pe placul lor, dar să spui că nu există altceva în afară de Passat, Passerati, cum îi zice un prieten de-a meu, e un pic limitativ și nu-ți face cinste. Asta e marea problemă, știi? Da. Și asta vine dintr-un mit creat în jurul brandului ăsta la începutul anilor 2000. Care nu știu dacă mai există în momentul de față, pentru că și rivalii coreeni și rivalii japonezi au venit foarte tare din urmă și concurența s-a întețit și faptul că unii dintre ei țintesc deliberat Passatul, da, sau Golful, îți arată faptul că mașinile astea au un punct foarte greu de spus, pentru că ele sunt punctul de referință. Și în momentul în care un producător se ia după produsul tău, da, și încearcă, îl folosește pe post de benchmark, de țintă de atins și depășit, ăsta e cel mai mare compliment pe care poți să-l primești. Da? Deci, da. Și în continuare, pe vânzări rămân foarte tare. Deci, Golful în continuare este unul dintre cele mai bine vândute mașini, Passatul la fel, din Europa mă refer. Se schimbă lucrurile, dar chiar încă sunt acolo sus. Da. Zi de Paris. Oare de ce hibridul doar pe Jogger? Ar fi fain și pe Stepway. Dacia Jogger este doar prima mașină care o să primească tren de rulare hibrid, da? pe modele Dacia. El va fi oferit și pe alte modele, o să vedeți în viitor. Nu e nimic oficial, e doar așa o presupunere de-a mea, o presupunere, an educated guess, să-i spunem. Ce voiam să zic de Paris este că saloanele auto sunt pe punctul de a deveni irelevante. Adică, nu știu, eu de exemplu anul ăsta am refuzat pentru prima oară invitația unui producător de a mă duce la Paris, la un salon auto. Pentru prima oară în cariera mea, în 10 ani de zile, am refuzat invitația de a mă duce la un salon auto. Pentru că m-am uitat foarte frumos pe ce a fost anunțat de către producători pentru salonul auto de la Paris. Pentru că, cel mai probabil nu știți, pentru că n-ați lucrat în business-ul ăsta, noi ca jurnaliști primim dinainte comunicate de presă despre modelele care vor fi lansate, primim poze, primim date tehnice, primim tot, înainte ca mașinile alea să fie dezvăluite publicul. Se numesc informații publicate sub embargo, adică noi primim toate datele, poze, comunicate de presă și așa mai departe cu privire la mașinile alea, dar nu avem voie să comunicăm despre ele până la o dată. Și pentru salonul auto de la Paris, oferta era foarte mică. Tot ce s-a anunțat, adică cele mai mari lansări, au fost niște concepte absolut irelevante, care prefațează niște mașini, dar chiar și nimic palpabil, nimic wow. Și când am văzut line-up-ul ăsta, am zis, bă, nu mă duc, pentru că eu știu ce înseamnă un salon auto. E foarte mult de muncă acolo, pentru că vrei să acoperi toate lansările. Și e o mare harababură, nu prea poți să faci conținut video cum fac eu pe YouTube, pentru că e foarte multă lume pe lângă mașini, nu prea poți să filmezi, nu poți să o ai doar tu. Doar anumiți oameni sunt invitați la lansările cu ușile închise, pentru că se fac și de-astea. Cei mai șmecheri dintre șmecherii jurnalismului sunt invitați în spatele ușilor închise. Deci înainte ca mașinile alea, de exemplu Renault la Trophy de la conceptul Trophy de la Renault, a fost prezentat în spatele ușilor închise pentru un grup mic de jurnaliști. A fost Mirica și cred că au fost și băieții de la Motorvlog invitați acolo și au făcut materiale despre el. Da? Deci a fost adusă mașina, pusă într-un studio și oamenii au putut să o filmeze în liniște, să facă prezentări cu ea. Da? După aia a fost arătată mulțimii restului oamenilor. Ei, și mi-am dat seama că lansările o să fie foarte mici, nu am acces, nu am cum să le filmez așa și am zis, bă, nu mă duc, că aș fi pierdut vreo câteva zile pe drum degeaba, nu-mi permit. Dar salonul de auto de la Paris ne-a arătat că evenimentele de genul ăsta sunt pe picior de plecare, să-i spunem. Adică, în trecut, evenimentele de genul erau huge, erau crema
industriei, să-i spunem. Adică producătorii amânau lansarea unor modele până la anumite saloane. Salonul de la Paris, salonul de la Frankfurt, salonul de la Geneva, salonul de la Detroit, de la Shanghai crescuse foarte mult în ultimul timp. Și toți producătorii își păstrau mașinile mai importante pentru astfel de evenimente să atragă foarte multă atenție la standurile lor și așa mai departe. Ei bine, la Paris a fost o mare dezamăgire, nu au fost lansări uriașe, n-a fost nimic wow și ăsta este doar începutul. Saloanele auto încep să aibă din ce în ce mai puțină relevanță. Și cum îți dai seama foarte mult de chestia asta? În primul rând, de ce se întâmplă chestia asta? Pentru că producătorii și-au dat seama că investesc foarte mulți bani pentru aceste saloane, pentru că să-ți organizezi un stand. Păi mi-aduc aminte standul BMW de la Frankfurt din 2017, cred. Era huge, puteai să mergi cu mașina în el. Da? Nu știu dacă ați fost la salonul Auto București, să vedeți ce rușine de salon a fost, unde fiecare producător avea așa un țarc de 30 de metri pătrați, să spunem, avea și el o mașină acolo. Păi, la un salon adevărat, păi numai hala dedicată BMW avea nu știu câte sute de metri pătrați, puteai să mergi cu mașina pe sus, să te învârți cu ea cu mașinile electrice. Știu că se lansase i3 sau facelift-uri i3, ceva de genul ăsta. Da? Și producătorii și-au dat seama că investesc foarte mulți bani în show-urile astea, foarte multă logistică și așa mai departe, și recompensa este foarte mică. Adică nu obțin ceea ce vor și și-au schimbat și ei metoda de abordare și nu prea mai vin la evenimente. De exemplu, la Paris, BMW aproape că nici n-a existat. Mercedes a adus EQE pe SUV și cam atât. Adică foarte, 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 foarte slab. Cea mai clară dovadă în sensul ăsta este faptul că Rolls-Royce a lansat Spectre, da, azi, în condițiile în care salonul de la Paris a început acum două zile, pe 16, dacă mi-aduc eu bine aminte. Da? Deci Spectre Rolls-Royce a zis, bă, nu ne interesează absolut deloc salonul ăla și o să ne lansăm mașina în online. Ce au făcut? Au chemat cei mai relevanți jurnaliști la sediul lor, le-au arătat mașina, le-au permis să filmeze și știau că impactul acestei abordări va fi mai mare decât dacă și-ar face ei stand. Bine, oricum Rolls-Royce nu prea venea la saloane. Dar chiar și așa le-a dat maxim de flit celor de la Paris. Și pe de o parte e bine, pe de o parte e rău, pentru că se vede că banii se investesc în alte părți, dar se pierde un pic din magia de a merge la un salon auto, pentru că mi-aduc aminte efervescența când se organiza Volkswagen Media Night. Volkswagen Media Night era practic o noapte dedicată jurnaliștilor care avea loc cu o zi înainte de salon și de obicei avea loc la salonul de la Geneva în primăvară. Și era un eveniment în care Volkswagen aducea toate lansările lor într-un loc, aducea toți jurnaliștii într-un loc înainte să înceapă salonul oficial, le arăta tot cu embargo și îți permitea să pozezi, să fotografiezi, să filmezi ce vrei tu, iar a doua zi puteai să publici direct, știi? Și erau niște evenimente foarte drăguțe. Acum, numai asta. Da. Exact ce spune Dragoș. Lansările făcute în formula asta, în care jurnaliștii sunt aduși la un studio și li se permite să prezinte mașina și așa mai departe, reprezintă o minimizare a costului producătorului și o maximizare a investiției, să spunem așa. Da. Și cred că asta e direcția în care se îndreaptă. Stați așa că am rămas în urmă cu comentariile. Bam, bam, bam. Frumoase vremele cum mai făcea și BMW mașini frumoase. Da. Da, e subiectivă treaba cu designul, știu, nici eu nu sunt impresionat de anumite mașini, dar, frate, nu știu. Vorba lui Chris Harris, deci rămâne în picioare. Momentan nu-mi place, dar sunt sigur că într-un an o să-mi placă, adică, da. Odată cu pandemia s-a schimbat tot, ce părere am de Mazda 3? Am review cu Mazda 3 pe canal, îl găsești, poți să te uiți acolo. Trei sune nu sună bine pe Rolls-Royce. Da, lucrurile o iau într-o, au o turnură foarte ciudată.
Vă spuneam la clipul, la live-ul cu BMW XM, că are și cu M2, că are 2,75 tone. Ei, acum vine Spectra cu 3 tone. Bine, nu e nimic confirmat oficial. De fapt, ba da, e. Are aproape 3 tone, da. Dar mașina aia e... Și mie îmi place rău de tot cum arată, în primul rând. Și vreau să-mi spuneți voi dacă vi se pare un sacrilegiu faptul că are trend-ul la electric. Între timp mai răspund la niște întrebări pe aici. Da. Ce păream de RTX 4090? Este o cărămidă foarte performantă pe care nu mi-o permit. Adică e wow, tot pe seria 3000 cred că aș merge. Să vedem, vreau să văd celelalte modele din gama RTX 4000. Vreau să văd 4060, 4070, să văd ce performanță au. Poate strâng bani cu niște vecini și ne cumpărăm una și o folosim pe rând, știi? La ce prețuri au în momentul ăsta e... Da. Wow. Și la cum merge YouTube-ul, sigur îmi permis să-mi cumpăr una pentru randări. M2 nou e frumos, dar gras. Da, grasă și frumoasă era o expresie prin Moldova. Asta e, la 1800 de kilograme, ce să mai zici, frate? Un M2 de 1800 de kilograme, e ceva... Cea mai tare mașină nouă de pe piața, aia pe care ai dat banii dacă nu te interesează banii? Grea întrebare. Grea de tot. Nu știu să-ți răspund la întrebarea asta. N-aș putea să mă hotărăsc la una singură. Cred că Range Rover. Hai să risc cu comentariile, hai să risc cu hate-ul. Wow, se strică, nu știu. Range Rover pe 530 autobiography long wheelbase. Mașina cu care am făcut test. Deci este absolut... Absolut genială mașina. Așa că, da, mi-aș lua. Mi se și potrivește, frate, că eu sunt și mare. Nu sunt fan monegesar al mașinilor mari, mi-am luat o mașină mică. Dar, bă, n-are cum să nu te impresioneze mașina. Este absolut genială. Deci. Sau un Alpina XB7. Nu rău. Sau un Alpina B8. Da. Sau un Alpina B7. Mă rog, hai să nu mai visăm cu ochii deschiși, că nu ne permitem nimic, adică să terminăm cu prostiile astea. Aproape că îți trebuie ce ca să-l conduci. Păi spuneam în live-ul cu XM că ne apropiem de 3500 de kilograme și o să vezi că, da, vezi că am anunțat de reduceri la seria RX 6000. Da, dar tot n-am bani, una la mână de 6900 XT. Doua la mână mie îmi trebuie CUDA Course pentru randarea în premier. De-aia merg pe Nvidia. Eu oricum sunt fan AMD de mic. Am avut numai AMD-uri. Dar pe video n-am ce să fac. Îmi trebuie CUDA Course de la Nvidia și n-am ce să fac, știi? Trebuie să merg pe asta. Că pe randare e diferență foarte mare între ele, știi? Mie nu trebuie pentru jocuri, pentru chestii de astea. Îmi trebuie ca să editez videouri și... Aia. Și așa am avut o eroare mai devreme săptămâna asta de la aplicația asta de știri de la Windows, care forsam reason mi-a mâncat 31 de giga de RAM. Avea o eroare ceva, că mă uitam pe Netflix și deodată îmi dă eroare că nu mai are memorie calculator și zic, mă, ce se întâmplă? Și când am intrat în... Task Manager, am văzut că aplicația aia a mâncat 31 de giga de RAM și eram, what the hell? Da. Deci, da. Nici nu am lăsat bine seria 4 cei de la Nvidia, că deja a început scandalul legătură cu 4080. Nu știu, n-am auzit despre scandalul ăsta, poți să-mi spui tu, că nu știu. Dar nu am niciun bloatware boss, adică, nu știu, am instalat Windows și atât. E aplicația asta nebună de știri și de weather, știi? Care a făcut urât. Dar a fost doar așa o chestie. I-am dat 10 task și a revenit, știi? Dar a fost așa din un minut. Nu știu care a fost faza.
4080 egal 4070, asta e scandalul. Păi da, atunci o să ne luăm toți 4070, mă, la mai bani mai puțin, zic și eu, nu? Au lăsat două versiuni, dar versiunea mai slabă ar fi mai mult un 4. A, deci au lăsat două versiuni de 4080, din care una e mai mult 4070. Păi da, și la ce vă așteptați? Adică, na. Da, eu întotdeauna mi-am făcut PC pe piese. Nu mi-au gata făcut. Mă pricep destul de mult încât să pot să mi-l fac și n-am de ce să plătesc în plus. Să plătesc în plus ca să îmi iau ceva de brand sau chestii de genul ăsta. Nu văd avantajul. Prefer să-mi iau eu componentele unde le găsesc mai ieftin și pac și cu asta basta. Toate widget-urile inutile. Ok, de acord cu tine, dar mie aplicația de weather mi-e foarte utilă. Da? Ionel, uite un început pentru 4090 cu 50 de lei. Mai avem de strâns, nu știu, vreo 100 de milioane. Vreo 10.000 de lei să pot să iau un 4090. Nici nu știu cât costă, chiar sunt curios. Nici nu m-am uitat, pentru că știu sigur că nu. Nu mi-l permite, să vedem. Cât costă PC Garage? 4090. Doar 10-11 mii de lei, 11-12 mii de lei. Aia e ok, e ok. Strângem în ritmul ăsta. Oricum, mulțumesc frumos pentru donație. Mulțumesc. Când faceți chestia asta, mă simt super apreciat. Nu era nevoie, dar mersi. Da, aștept 4090 Ti. Da, pe el au suficit 20.000 de lei. Ce aveți? Adică... Dar nu se merită să cumperi în perioada asta nimic. Mi-am luat laptop. Da, știu, nu merită nimic în momentul ăsta. Au niște prețuri de tăia la durerea de cap. 45 pe cea, fiecare 300 de lei și mi-au. Doamne ajută la toată lumea, dar n-ai să vezi și ceva. Ce mașină touring din clasa media ai alege? Premium sau non-premium? Spune-mi asta mai întâi. Bun, stați așa că mi-au mai lăsat niște băieți niște comentarii, nu-i frumos să sar peste ele. Salut Dorin, ce părere am de seria 3 facelift? Aștept să o iau la test și o să vezi tot despre ea, am vorbit de ea, în cam două săptămâni o să o iau la test. Mașină touring din clasa medie, seria 3. Seria 3 touring mi se pare cea mai bună opțiune. Adică am testat și noul C-Class. E mișto, nu pot să zic că nu, dar parcă îmi place totuși mai mult seria 3. Se conduce mai bine și parcă e finisată mai calitativ la interior. Mie unul așa mi se pare. Dar aștept să iau facelift-ul la test. Aș vrea să iau și touring-ul, aș vrea să iau și sedanul. Nu știu dacă au cei de la BMW, dacă le au pe amândouă în parc. Știu că sedan sigur au, că am văzut M340 la AutoVantage. Nu știu dacă au și touring. S-ar putea să aibă un seria 3 touring diesel, ceea ce mi-ar plăcea blană. Că mai am un review pe canal cu pre-facelift-ul, tot diesel, un 320D, dar ăsta s-ar putea să fie 330D, care este cea mai bună alegere din gamă. Eu unul ăsta mi l-aș lua, mai ales că acum e mild hybrid și ai impozit 0. Mă rog, foarte mic și mi l-aș lua. Consumă foarte puțin și este absolut genial motorul ăla. Deci da. Salut Gabriel! Îți place Rolls-Royce Spectre? Când l-am văzut azi, am văzut exact față de la seria 7. Băi, și totuși e un pic diferit. Și eu m-am gândit fix la seria 7 când l-am văzut, dar mi se pare că totuși are cu totul altă față. Parcă funcționează mult mai bine pe Spectre. Dar de ce nu merge, mă? Stați așa, să vă arăt exact la ce mă refer. Unde ești, mă? Spectre, Rolls-Royce, Spectre, bam. Bun. Stați așa să intru în OBS, bam. Deci, partea frontală a lui Spectre mi se pare mult, mult, mult mai stylish decât cea de pe i7 sau seria 7, din niște motive simple. Este mult mai simplă. Da? Mult mai elegant. Ai o linie simplă sus în partea de daytime running lights, dar ai în continuare faruri compuse, dar pe Rolls-Royce ai avut de mulți ani faruri compuse, dacă te uiți la Phantom, de exemplu, și toate liniile sunt simple pe mașina asta. Pe când pe un seria 7, partea frontală zici că e... Hai mă... Ce rezultate sunt astea?
Nu, nu-i bine. The fuck ea eu. Pe seria 7, adică uitați-vă și voi, da? Unde seamănă? Seamănă doar în zona farurilor cu rulare pe timp, în zona farurilor, da? Blocurilor optice pentru rularea pe timp de noapte. Și foarte puțin, dar în rest n-au niciun fel de treabă. Pe I7 ai grila asta uriașă, care nu are o formă simplă, e o formă complicată, zici că e mulată pe bară. Ai elementele astea complicate aici, în partea de jos? Nu, nu mi se pare că seamănă. Adică foarte, foarte, foarte puțin, după părerea mea. Spectre chiar arată bine, adică e ce trebuie. Și grila asta, care este cea mai lată din istoria Rolls-Royce, apropo, în caz că vă interesa, arată foarte bine și e optimizată să direcționeze aerul cât mai aerodinamic prin ea. Deci, nu, vă chiar vi se pare că seamănă? Adică, serios acum. Da, nu. Nu, nu, mie mi se pare că nu seamănă, îmi pare rău. Ai vreo atracție de mașinile clasice? Depinde de mașină. Am o atracție foarte mare de E46, de E39, care devin clasice de acum. Ce autonomie are? Păi cei de la Rolls-Royce spun că aproximativ 500 de kilometri, dar rămâne să vedem ce fel se manifestă în viața reală, că pretențiile astea, adică e o mașină de 3 tone cu 585 de cai, da? Ca să ai o autonomie de 500 de kilometri, îți trebuie o baterie de cel puțin 120 de kWh. Ei au spus că o să aibă peste 105 kWh. 105 coincidența face că are I7. Deci e foarte posibil să fie aceeași baterie. Dar vom vedea. Nu știu. E o mașină grea. Eu cred că o să aibă o baterie ceva mai mare. 3 tone, să scoți 500 de kilometri. E complicat. Mai degrabă arată ca Citroen Cactus. Doar mie mi se pare urât 907. Nu, nu e singurul și eu am spus mai devreme. Da. 2019-2021 a fost chiar mișto. Da, a fost mișto, dar ți-a aduce aminte ce scandal a ieșit când a fost prima oară lansat? Cu grila aia mare, vai, că o să fie urât. Da, uite că acum apare super mișto acel seria 7, nu? Și mie, unul cel puțin din spate, îmi place foarte mult facelift-ul lui seria 7. Dar la fel, la început eram și eu ultragia de cum arată grila aia. Uite că a început să-mi placă. E vorba de trucul ăsta pe care îl face BMW cumva, nu știu. La început ni se pare mașina urâtă și după un timp parcă, bă, nu e atât de rău, știi? Repet, dacă vezi un iX pe stradă, prin marea asta de mașini anoste, bă, ți se pare ceva wow. Nu știu dacă ați pățit. Eu am tot pățit în ultimul timp, am început să văd din ce în ce mai multe. Și, bă, place din ce în ce mai mult, adică e ciudat, nu știu. Stai să-l vezi peste 1-2 ani prin România pe la șaormerii. La ce te referi? La I7 sau la Rolls-Royce? Că totuși la Rolls-Royce nu prea am văzut la Dristor. Salut, am văzut că BMW a spus că nu o să facă mașinile sale din divizie am cu motoare mai mici de 6 cilindri. La ce se referă? La fix asta se referă. Se referă la C63 AMG, care acum are motor în 4 cilindri. Am văzut interviul ăla, la asta se referă, că despre asta fusese întrebat de fapt Frank Van Miel și CEO-ul BMW, care a zis că nu o să aibă motoare cu motoare mai mici de 6 cilindri. Cel mai probabil, declarația asta trebuie interpretată așa. Viitoarele modele M vor fi electrice. Când o să iasă din producție M2, care cel mai probabil va fi ultimul BMW cu motor termic în 6 cilindri neelectrificat, când o să iasă din producție o să devină electric, la fel și M3 și M4 la sfârșitul producției. Vine acum M5-ul care o să aibă același trend de rulare ca XM, va fi, din informațiile pe care le am eu, va fi un motor de 4.4 V8 sub capotă, hibridizat,
plug-in hybrid, exact ca pe XM. Eu m-aș fi așteptat să vedem un motor tot hibridizat, dar în 6 cilindri, sincer. Mă așteptam să văd S58-ul sub capota noului M5 cu ceva electrificare, dar uite că BMW se ține tare pe picioare și vrea să folosească în continuare V8, ceea ce nu e neapărat rău, numai că trebuie să vedem ce greutate o să aibă. Cel mai probabil o să fie peste 2 tone, având în vedere că M5-ul în momentul ăsta are undeva la 1900 de kilograme. Deci mai adaugi motor electric, mai adaugi baterie, etc. 2 tone lejer va avea. Deci, Eduardo, ca să revin, cel mai probabil asta se referă că după ce o să iasă din producție motoarele 6 cilindri în linie, de 3 litri, BMW o să treacă pe versiuni complet electrice. Nu o să facă combinații cu motoare de 2 litri. Și în 2030 e foarte posibil să se întâmple chestia asta. Seria 7 e făcut pentru piața chineză, acolo rupe la vânzări. Seria 7 rupe peste tot, rupe și în China. Da, piața chineză a început să dicteze foarte multe chestii în industria auto per total, a început să dicteze soluțiile tehnice, a început să dicteze amplatamentele mașinilor și așa mai departe. Și e absolut normal, pentru că piața chineză este cea mai mare din lume și este normal ca seria 7 să aibă cele mai mari vânzări acolo, fiind cea mai mare piață din lume, acolo se duce bătălia. Dar nu aș spune neapărat că e făcută special pentru piața chineză, e făcută pentru toată lumea. La seria 7 te referai cu shawarma, da. Modelele BMW o să devină toate electrice. Da, Eduard, o să devină, inclusiv M, dar mai durează. Nu te impacienta. Dacă vrei să-ți iei model BMW M în acest moment, poți să-ți cumperi termic. Deci nu ai de ce să te panichezi. Apropo de afaceri dubioase în România cu patron de șeptare sau manelici cu McLaren. Când vezi una 8 în Austria, știi că le ai patron de bancă la 65 de ani. Cum se poate așa ceva? Cum să se poată, mă? Păi noi, ca români, suntem foarte ambițioși. Noi facem bani foarte repede, dacă nu știai. Noi suntem foarte buni antreprenori, foarte de succes în afaceri. Cum să nu se poată? Băi, mie nu-mi plac comparațiile astea că, domnule, în străinătate poți să-ți cumperi nu știu ce mașină, nu știu la ce vârstă, bla, bla, bla. Nu există doar în România oameni care sunt corupți sau au făcut afaceri dubioase și s-au îmbogățit. Există în toate țările. La noi sunt mult mai pregnanți, mult mai, cum să zic, sar mai mult în ochi, pentru că e și foarte multă sărăcie. Și e un contrast destul de puternic între oamenii ăștia tineri, care poate sunt beizadele de oameni super bogați, poate sunt pești, poate sunt traficanți de droguri, whatever they are, nu contează. Dar au și un mod așa ostentativ de a-și afișa opulența și bogăția, ceea ce probabil în vest este mult mai diluat, mult mai civilizat, să-i spunem așa, dar există și acolo. Există și acolo corupție, există și acolo politicieni de cacao, peste tot în lume există. Nu vă mai faceți așa procese de conștiință că noi suntem români și suntem cei mai proști. Nu e chiar așa. La noi însă există niște contraste mai puternice, spun eu, pentru că suntem în continuare o țară destul de, cu nivel de trai destul de redus și se vede foarte mult diferența între oamenii super bogați și oamenii care trăiesc cu salariul minim pe economie, care sunt foarte, foarte mulți, știi? Dar nu vă mai faceți procese de conștiință de genul ăsta, că ne punem noi cenușa în cap, că noi suntem proști, noi suntem hoți, noi suntem nu știu ce. Peste tot există chestia asta, da? Nu vă mai... Eu mi-am luat un seria 7 din 90, E32. Mamă, E32? Băi, mult succes în restaurare, că o să ai de muncă. Ți-l așteptar din 90 să vadă lumea că ai bani de mult. Da, o să fie de muncă acolo, să știi. Și îți urez foarte mult succes, să mi-o arăt și mie la sfârșit. Deși, din experiență proprie, îți spun că un project car nu e niciodată gata. Simt asta pe pielea mea în acest moment. Da, mi-am luat, astăzi mi-am mai băgat niște bani în mașină. Mâine o să mai bag niște bani în mașină. Astăzi mi-am luat o interfață pentru comenzile de pe volan. Mâine o să mă duc să o iau de la cei de la SRZ, unde am dus mașina să-mi fac jantele, care erau un pic zgriate. Sunt curios ce a ieșit. Le-am spus să mi le fac în gunmetal grey, să vedem dacă le-a ieșit culoarea. Sunt sigur că le-a ieșit, dar na. Mâine o să mă duc să o iau. Am Alfa Romeo Giulietta, pădurețu. Ha, ha, ha!
Ce fac eu cu perdeaua asta, mă? În loc să bag atâția bani în mașină, mai bine schimbam perdeaua. Da. Bun asta. Bună, bună. Nu o să schimb perdeaua de-al dracu să mor eu. Deci nu schimb perdeaua până, nu știu, nu strâng bani să-mi cumpăr o altă casă și toți banii pe care îi strâng de pe live îi bag în fondul destin la casă și când schimb casa, poate nu iau perdeaua cu mine, dar s-ar putea să o iau numai de-al dracu, să vă fac vouă un ciudă. Na, că m-ați tot nebunit cu perdeaua voastră. Ce marcă n-aș putea deține niciodată? Să mor dacă nu întorc camera și o să stau numai așa în perdea, o să stau, ce faceți băiți? Numai de-al naibii. Bădruțul, nu există, să știi, nu există, personal nu există un brand pe care... Live fără perdea, să mor, data viitoare așa îi pun numele, live fără perdea, dar metaforic vorbind, că perdeaua asta nu pleacă nicăieri. Adică să vă fie clar, perdeaua asta nu pleacă nicăieri, că m-ați nebunit cu ea. Deci aici rămâne forever and ever, nici nu mai spune acum, așa o să stea aici. Da? Să vă fie clar. Dar o să fie live fără perdea, adică spunem lucrurilor pe nume. Nu cred că există, mă, brand pe care să nu poți să-l deții niciodată. Nu există, depinde de mașină, depinde de... Toate brandurile au și mașini mai bune și mașini mai puțin bune, adică... Mă rog, aș deține Ghili. Uite, am vrut să-mi iau la un moment dat un Ghili, dar nu mai știu cum îi spunea. Era un sedan bazat pe o platformă foarte interesantă. Stați așa, poate îl găsesc. Am vrut să-mi cumpăr Ghili la un moment dat, chiar am vrut. Era super ieftină și mi s-a părut mașină. Pă, dar nu găsesc aici, a? Nu găsesc. Ia să vedem. Era un model destul de des întâlnit în România. Ah. Și cred că era prima mașină a celor de la Ghili, dar nu mai aduc aminte cum îi zicea. Asta trebuie să fie. Ah, dar nu știu cum îi zice. Mă rog. Am vrut să-mi iau Ghili la un moment dat, pentru că era gen 1000 de euro și puteam să-mi iau și să dau cu ea de toți copacii, știi? Da. Articol pe Digi. Un incendiu într-un bloc a pornit de la o perdea. Gurile le spun că a fost o gașcă de comentatori care au adus acest incendiu. Băi, nu vă jucați cu nervii mei că am brichet aici, da? Deci aveți grijă ce faceți aici în comentarii. Da, Ghili e compania care deține Volvo. Ghili este... Este o companie de producătoare de mașini din, un producător auto din China care a preluat controlul Volvo acum ceva timp și am înțeles că a cumpărat și undeva la 15% din Aston Martin de curând. Da. Și o să vedeți în curând în Europa foarte multe branduri chinezești care vin să atace piața cu bă, nu prea merge, că beau singur. Voi beți sau ce faceți acolo? O să vedeți foarte multe branduri chinezești care vin în Europa. Nu știu dacă v-am arătat ultima dată pe live. Că nu numai că vin cu mașini electrice să atace status quo din industrie în acest moment, dar dacă vă uitați pe site-ul Euro NCAP, o să observați că au niște scoruri foarte bune la teste. De obicei, mașinile chinezești erau asociate cu o lipsă de siguranță aparentă, dar... Nu mai e cazul. Am văzut, parcă pe ultimul live v-am arătat, ca să înțelegeți despre ce este vorba. O să vă arăt imediat, stați așa să găsesc toate rezultatele. Da, pac. Deci, o să vă arăt imediat. Facem o tranziție frumos. Uitați aici, mașina asta. Way, 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 coffee. Way Coffee, da? Way Coffee 01. Cât de chinezesc poate fi numele ăsta? Care a luat 5 stele la testele Euro NCAP. Și uitați-vă la Safety Assist. 94%. Adică sistemele active de siguranță. Știți cât are Mercedes-Benz EQS? Vreți să știți? Că m-am uitat eu ieri. Are undeva la 80%. Da? Deci, wow!
Apoi mai avem Mobilize Limo. Uitați-vă ce siglă are. 4 stele. Ok, n-are 5 stele, dar are 4 stele, frate, la euro în cap. 71% la sistemele active de siguranță. Ce mai avem aici? Bid Ato. Bid vine de la Build Your Dreams, care este partenerul Mini în China. Și are 5 stele. Deci, nu știu cum să zic, dar nu-i văd bine deloc pe producătorii europeni în viitor. Și știți de ce? Pentru că războiul din Ucraina și multe alte chestii care s-au întâmplat în ultimii ani au dus la niște prețuri absolut uriașe. Atât pe lanțul de aprovizionare, cât și pe servicii și așa mai departe. Iar chinezii ăștia, dacă intră în Europa cu mașinile astea care vor fi ultra ieftine, vor rupe pe vânzări, mai ales în momentul în care o să aibă 5 stele la testele Euro NCAP. O să rupă. Mă uitam la un articol zilele astea despre vânzările Dacia. Vânzările Dacia au crescut cu 14,3% anul ăsta. Și știți de ce? În ciuda creșterilor de prețuri și așa mai departe, că toți producătorii au crescut prețurile. Vânzările Dacia au crescut cu 14% în timp ce mulți alți producători au declarat scăderi, pentru că în continuare Dacia rămâne cea mai accesibilă opțiune în multe segmente. Da? Și în vremurile astea de restriște, oamenii se orientează către mașini ieftine. Și Dacia, gândiți-vă, care costea 2 stele la euro în cap. Când o să vină chinezii ăștia cu mașini, cu trotinetele lor, cu mașinile lor de spălat și o să aibă 5 stele la euro în cap, o să vedeți voi numai Bid Way pe stradă și alte tâmpenii, alte ghidii și așa mai departe. O să fie extrem de interesant. Deci, da. Nu renunță Hans, ba renunță Lejer, stai tu liniștit. Renunță Hans la VW instant când vede ce ofertă să aibă la mașinile astea. Vă bal apare pe ce vreți voi. Și Pierre renunță la Citroen. O să vedeți. Pentru că vesticii sunt foarte, foarte pragmatici. Cred că noi mai degrabă nu o să renunțăm la VW. Da? Gândiți-vă în felul următor. Dacia se vinde în... Mama, asta e țapă în berea asta. Ultra full. Gândiți-vă că Dacia se vinde în vest, în draci. De ce se vinde? Și de ce înlocuiește brandurile locale? Pentru că e ieftină și străinii vesticii sunt foarte, foarte pragmatici. Da? Deci, o să vedeți, o să aveți o surpriză și cu mașinile astea chinezește. Cu cât ar fi mai ieftine mașinile astea chinezești față de celelalte? Mult, mult mai ieftine. Adică în același segment vor fi cel puțin cu 25% mai ieftine. Și asta la o mașină de 40.000 de euro înseamnă 10.000 de euro diferență. Și 10.000 de euro diferență pentru foarte mulți oameni o să facă... și nu o să vă vină să credeți ce spun eu acum, o să facă diferența. Up! Da. Pentru că de banii aia poți să bagi combustibil câțiva ani. Știi ce zic? Deci da, am vărsat pe aici niște bere. Noroc. Uite, Cătălin a lucrat cu Ghili, Sherry. În principiu, sistemele de asistență sunt cam aceleași de pe Volvo. Păi da, asta înseamnă să deții o companie ca Volvo. Nu așa cum credeau unii că, domnule, acum Volvo o să fie mașini de cacao, că sunt sub tutela chineză. Nu! Interesul chinezului nu este să pună bețe în roate pentru Volvo. Interesul chinezului este să lase compania să se dezvolte și să aibă acces la tehnologia pe care o dezvoltă. Ăsta e interesul oricărui investitor. Tu când cumperi o companie, nu cumperi să o omori. O cumperi ca să ai acces la creierul și tehnologia din compania aia. Și ca apoi tu să poți să o folosești cum vrei tu, pentru că o deții. Asta este ideea. Și cam asta se va și întâmpla. Și tot de asta și mașinile astea sunt extrem de sigure. Ghiri e pentru Volvo ceea ce e perdeaua pentru cuși despre mașini, bă băieți. Da. De ce nu sunt prezente la salon auto din Paris brandurile mari, Mercedes, BMW și grupul Volkswagen? Da. Am spus mai devreme, Armand, pentru că nu mai sunt relevante saloanele auto. Nu mai sunt relevante. Și mai ales
nu știu, inclusiv, pardon, salonul de la Paris, care era un foarte mare tradițional. Da. Mai stai să mai bag și o bere? Până la 11 mai stau. Deci ai timp 40 de minute să mai bagi și tu o bere, Claudiu, da? Așa. Vorba lui Zhong Xina, Bing Chilin, da? Nu știu cine e Zhong Xina. Da. Se vinde în Franța că e subdiviziune Renault, se mai vinde în Croația, în rest nu prea am văzut. Claudiu, ai fost în Germania? Hmm? Du-te prin Germania să vezi cam câte Dacii vezi pe stradă. Adică, serios acum. Eu m-am speriat cât am văzut acolo. Și în Austria am văzut o grămadă. Deci... Păi, normal, Cătăline, exact de-aia cumpăra Ghiri Volvo. Să ia tehnologia. Păi, chinezii nu sunt proști. Chinezii nu sunt proști. Știu în ce să investească. Au avut banul, pac, imediat au cumpărat ce... Ok, asta nu știam, ABC, cu John Cena. Berea este nefiltrată, de asta este o IPA, Switch Eat. Am spus la început, Armand, ce să-ți fac dacă ai intrat târziu pe live. Da? Switch Eat IPA. E o bere foarte bună. Mie chiar mi-a plăcut. Da, eu beau foarte puțin, așa că... Uite, Romeo ne spune că sunt o grămadă daci și în Elveția. Da, sunt. Și în UK. Sunt. Pentru că oamenii sunt pragmatici. Da? Oamenii își cumpără ce își permit, își cumpără mașini care să nu aibă nevoie de foarte multe investiții, să țină cu casa. Îți iei, cel puțin în Franța, îți iei Dacia pe gaz, rupi. Sau în Italia, la fel. Ți-ai luat o Dacia pe gaz și ți-ai făcut treaba cu ea, consumă puțin. Mă rog, consumă mult, dar costă puțin, că na, ai gaz. Dacia vine ca un Renault 2.0, China nu vine cu un istoric în spate. Stai liniștit, îți ba la pariu, o să trăim și o să vedem. Îți ba la pariu pe ce vrei tu, că o să se vândă în spume mașinile astea, o să se vândă în draci. Și îți ba la pariu și faptul că în România vor fi mai multe reticențe față de ele decât sunt, vor fi în vest. Pentru că mai degrabă renunță Franț la VW decât Yuan la... Passatul second hand, Maserati. Vă zic eu sigur. Nu e așa, par multe, dar gândește că în Germania se vând 3 milioane de mașini anual. Tu știi ce înseamnă să vinzi 100.000 de Dacii? Adică, serios acum. Nu e deloc puțin. Nu este absolut deloc puțin. Și le vezi peste tot în Germania, pe stradă. Peste tot. Dacă sunt și în Elveția, îți dai seama? Și în Elveția nivelul de trai mai sus decât în Germania. Și omul care ne-a dat comentariul stă în Zurich, unde, crede-mă, sunt foarte mulți bani. Da? Deci o să se vândă rău de tot. Oricum, nu trebuie să vă conving eu acum. O să vedem pe viitor. Când o să înceapă să intre la vânzare mașinile astea, o să vedeți. Exact, ce spune Cătălin, când la 30.000 de euro cumperi ghilii cu dotor de Tiguan la 50.000, s-a terminat șmecheria. Oamenii pragmatici au să-și ia ghilii. Ce mă interesează pe mine că scrie ghilii pe ea și nu scrie Tiguan? Și dacă mai dă dracu și mai merg și bine mașinile astea, că toate sunt electrice. Și fiind electrice, avantajul clasic al producătorilor europeni, da, care... au avut foarte multe avantajul lor competițional, să spunem așa, stătea în faptul că aveau o experiență pe trenuri de rulare termice. Da? Făcând motoare de când bunica fată mică, în timp și-au creat o expertiză în sensul ăsta. Da? Și au o anumită tehnologie pentru motoare și așa mai departe. Ei, avansul ăsta al mașinilor electrice a nivelat terenul de joc. Pentru că orice producător de mașini de spălat poate să-ți facă acum o mașină electrică. Motorul electric este fix la fel. Și atunci te duci și îți iei motor electric de la X companie, 1, 2, câte vrei tu, îți iei baterii de la CATL, îți iei baterii de la Samsung, de la LG, în funcție de ce buget ai, ce vrei să faci cu mașina, le-ai combinat pe un șasiu, i-ai pus o carcasă,
vezi tu cum ce design îi faci, whatever, ți-ai pus o tabletă cu Android în bord și încă un ecran pentru instrumentarul de bord, dacă vrei, dacă nu faci ca test la economisești bani, lași o tabletă frumos pe bord și aia a fost, ai înțeles? Și e mult mai simplu să faci o mașină electrică. De aia și vedem atâția producători chinezi care lansează mașină electrică după mașină electrică, cu tot felul de specificații, wow, how, bau, și care o să intre în Europa. Și o să fie foarte interesant. Diferența o să se facă pe partea de suspensie, unde unii producători o să mai aibă în continuare avantaje, o să se facă pe partea de rafinament, o să se facă pe partea de finisaj, de finisaje, poate și pe partea de infotainment, deși nu cred că se va nivela totul. Din moment ce BMW a anunțat că o să treacă pe Android Automotive, mulți o să facă chestia asta, pentru că îi scutește de foarte multe cheltuieli. Toată lumea o să aibă același sistem de infotainment. Aia a fost. Da. Și pericolul pentru producătorii legacy de mașini, să le spunem așa, nu este neapărat Tesla, cum spuneau unii, că domnule, o să se termină, nu știu ce. Sunt ăștia. Ăștia, că sunt mulți, sunt la bani puțini și o să fie foarte interesant ce se întâmplă. Îl vezi pe Andy Popescu că își vinde Tesla și ia ghilii. Dacă o să fie mai rapidă decât Tesla, de ce nu? Da. Componentele, exact. Componentele sunt făcute de aceiași provideri. Pentru că providerii nu au nicio problemă în a lua bani de la chinezi. De ce ar avea? Pot chiar să le vândă și mai scumpe către chinezi decât către producătorii tradiționali. Și nici nu au atâtea probleme de depășit cum se întâmplă la producătorii tradiționali, care acum încep să-i oblige să folosească energie verde, să aibă impact cât mai mic asupra mediului, să aibă aia, să aibă aia, să aibă aia. Vine chinezul și spune, nu mă interesează, bossule, cum produci tu componentele. Pe mine mă interesează să aibă specificația asta, 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 asta. Și s-a rezolvat problema. Și vă zic, poate să ceară și mai mulți bani. Adică, când fac test la ghilii, când o să ajung oficial în România. Aș merge oricând pe un chinezesc Hongqi EHS9. Îmi pare rău, nu prea sunt la curent cu astea. Ia să vedem cum arată un Hongqi EHS9. Arată ca un fel de Rolls-Royce, da. Hai să vă arăt și vouă ca să nu fiu singurul care mă uit. Da? Cam așa arată. Hongqi EHS9. Mă rog, exact cum s-au chinuit europenii când au intrat pe piața din China cu cutumele lor culturale, cu chestii de genul ăsta, la fel o să se chinuie și ei cu noi. De exemplu, numele ăsta Hongqi EHS9 nu o să fie atractiv niciodată, da? Vor trebui să lucreze pe partea asta. Dar sunt chestii care se reglează în timp. Vrem teste cu ghilii sau Landwind, da. O să facem și cu Way Coffee și cu... vedem. În cât timp crezi că o să fie mașinile electrice majoritare în Europa, România? Greu de prezis, probabil 2040-50, pe acolo, 2050, când eu voi avea 60 ceva de ani, o să mă doar la banana, nu mă mai interesează atunci. O să mă intereseze doar să am ce mânca. Luci Popa făcea review-uri la ceva mașini chinezește. Da, a făcut, da. Am încercat și eu să iau legătura cu ei, dar nici nu am cu cine să vorbesc, sincer. Nu știu cum să dau de oamenii aia, mă rog. Și Huawei are mașină. Păi de ce să nu aibă Huawei mașină? Care e problema? Și Apple lucrează la o mașină, în caz că nu știați. Și Apple a recrutat niște ingineri foarte șmecheri pentru mașina lui, mașina lor, să spunem. Și mașina Apple va fi foarte interesantă. Se va întâmpla, deocamdată au probleme cu găsirea unei companii care să le-o și facă. Dar oamenii au angajat niște ingineri foarte, foarte șmecheri din industrie și designeri foarte șmecheri. Și chiar sunt curios să văd ce scot pe piață. Adică nu au de ce să nu facă asta. Mai ales din perspectiva Apple, care are extrem de multă experiență pe partea de software. În momentul de față, mașinile electrice sunt... Dacă în trecut o mașină era alcătuită din motor, termic, cutie, suspensie, whatever, și să spunem 5% software, că aveai un ECU la bord care controla niște funcții, niște injectoare controlate electronic și așa mai departe, Uh,
în momentul de față, cu mașinile electrice, o să, nu știu, partea software este, zic eu, peste 50% din mașină. Da? Și Apple, și Huawei, și Xiaomi și așa mai departe au foarte multă experiență pe partea asta, pe partea de AI, de software, pot să facă niște chestii foarte interesante. E de ajuns să te uiți la cum va arăta Apple CarPlay în viitor, nu știu dacă ați văzut, Apple CarPlay în viitor o să permită și modificări de temă a modului în care e afișată informația, inclusiv pentru instrumentarul de bord, atât timp cât permite, bineînțeles, și mașina. Și de ajuns să vezi câteva schițe cu ce vor ei să facă ca să-ți dai seama ce o să se întâmple în viitor. Da? E foarte interesant. Și o să vedem ce se va întâmpla. Și cu producătorii tradiționali, dar și cu ăștia noi, challengerii noi. O să fie foarte interesant. Asus Phone e nouă, e combinație. Asus e, mă rog. Oare unde merge treaba asta cu energia electrică extrem de scumpă și mașinile electrice? Am mai spus și în alte recenzii faptul că treaba asta cu energia electrică foarte scumpă nu cred că o să țină la nesfârșit. Și se lucrează deja la alternative în sensul ăsta. În momentul de față, energia electrică este foarte scumpă pentru că se bazează în continuare... În primul rând, prețul la energie electrică în Europa este legat direct de prețul gazelor, ceea ce mi se pare o tâmpenie în momentul în care noi avem un mix energetic, cel puțin rețeaua din România, care folosește foarte puțin gaz, da? Folosim foarte multă energie eoliană, solară, nucleară și în continuare prețul se calculează în funcție de gaz, ceea ce mi se pare o tâmpenie. În al doilea rând, o să începem ușor-ușor să nu mai fim dependenți de gazul rusesc care ne-a dus prețurile unde ne-a dus și atunci prețurile, bineînțeles, că vor scădea. Nu o să fie la nesfârșit prețul atât de mare la curent. Da? Și atunci, na, plus că putem să facem... Noi avem cel mai mare preț la energie din Europa. Da, pentru asta poți să mulțumești oamenilor din guvern, care nu fac nimic în sensul ăsta. Și așa mai departe. Și în plus, pe viitor vom avea alte surse de curent și așa mai departe. Nu o să rămână întotdeauna atât de sus. N-are cum să rămână atât de sus prețul la energie. Da? În spate am niște boxe Polk T50, dacă te interesează. Mașini electrice și energie electrică extrem de scumpă, cel puțin pe următorii ani să fie un șah pentru EV. Nu. Nu e nicio conspirație la mijloc, e pur și simplu efectul șantajului făcut de ruși împotriva Europei. Un șantaj pe care noi l-am tolerat, europenii nu au făcut absolutamente nimic în sensul ăsta. Adică și în ceasul al 12-lea Germania încă spune că vom găsi o soluție pentru a reduce dependența de gazul rusesc. Frate, hai odată, înțelegi? Adică îți ia mult prea mult să te miști. Și oricum eu sunt fanul mașinilor pe hidrogen, mi se par mai ok, da. Om vedea. Situația cu războiul, acum nu știu ce să zic. Crezi că în curând se vor desființa târgurile auto? Târgurile auto? Unde te duci să-ți cumperi mașină? Nu știu de ce s-ar desființa. Adică, după părerea mea, nu se vor desființa pentru că mașinile noi sunt extrem de scumpe și de asta a și crescut prețul mașinilor second hand. Pentru că mașinile second hand, cererea pentru ele a crescut din moment ce oamenii nu-și permit mașină nouă și au second hand și în al doilea rând au un mare avantaj că sunt livrabile imediat. Când te duci la reprezentanță și vrei să-ți comanzi o mașină și îți dau la termen de livrare 12 luni, îți pierde tot cheful să-ți cumperi mașina aia, știi ce zic? De-aia a și crescut prețul. Deci nu, târgurile nu cred că o să dispară prea curând. Ce e prea ieftin, Sorinaciu? În momentul ăsta cel mai mare beneficiar al prețului energiei este statul român. Da. Corect. Pentru că avem foarte multe accize și taxe pe energie. De-aia nu se face nimic în sensul reducerii prețului. Dar pe de altă parte, tot ei compensează foarte mult facturile, deci dăm niște bani în subvenții, ei pe parte dai pe alta, nu știu dacă e neapărat cea mai bună soluție, știi? Vor să oricum companiile de energie au nivelul record de profit. Și nu știu, unde o să ne ducem, e nebunie.
crezi în teorii conspiraționale, EV au evoluat foarte mult în ultimul deceniu și aceștia am tras să fie o pas pentru alte tehnologii. Eu țin să te contrazic, Claudiu, pentru că mașinile electrice, după părerea mea, nu au evoluat foarte mult în ultimii ani. Adică, spune-mi tu, cel mai important lucru care ar trebui să se schimbe pe mașinile electrice, cea mai importantă evoluție care ar trebui să aibă loc, este referitoare la tehnologia din baterii. Iar această tehnologie din baterii nu a evoluat aproape deloc în ultimii ani. A evoluat, avem baterii cu densitate mai mare în momentul de față, acumulatori, pardon, că ăsta e termenul corect, dar, per total, în continuare folosim tehnologie litium-ion. Deci nu s-au făcut avansuri tehnologice foarte mari, salturi tehnologice uriașe, nu, în ultimii 10 ani nu. S-a evoluat pe parte de asistență la rulare, whatever, bla bla bla, dar pe partea cea mai importantă, nu. Nu mi se pare că am făcut niște salturi uriașe, da? Deci, nu știu ce șantaj ar putea fi la mijloc aici. Păi, asta nu înseamnă că tehnologia a mașinilor electrice a evoluat. Salut, domnul doctor, pune și învață. Deci, nu, faptul că toți au scos modele electrice nu înseamnă că a evoluat tehnologia, înseamnă că se oferă mai multe alternative, da? Deci, și oamenii sunt cam forțați să facă chestia asta din cauza legiferării în domeniul protecției mediului, da, că îți impun anumite niveluri de emisii și din cauza că asta cer clienții. Dar ca tehnologie backbone nu s-a schimbat foarte mult lucruri. Nu s-au schimbat foarte multe lucruri. De asta am și spus în foarte multe clipuri că eu în momentul ăsta nu mi-aș cumpăra mașină electrică. Până nu apare o tehnologie nouă pentru acumulatori, eu nu mi-aș lua mașină electrică. Pentru că în momentul în care va ieși o tehnologie nouă, va fi atât de diferită și avantajoasă comparativ cu ce folosim acum, încât va face mașinile actuale să pară super învechite. Și atunci va fi un crash pentru mașinile astea, un crash pe care îl vei susține tu din buzunarul tău. Așa că, mă rog. Dar nu trebuie să vină nimic care să pună în pericol mașina electrică. Trebuie doar să le facem mai bune, atâta tot. Că facem asta folosind hidrogen, că facem asta folosind o nouă tehnologie pentru baterii și depinde. De exemplu, nu ar mai fi nevoie să se investească masiv în tehnologie pentru baterii, tehnologie nouă pentru baterii, dacă s-ar investi mai mult în dezvoltarea mașinilor pe hidrogen. Pentru că mașinile pe hidrogen nu au nevoie de pachete de baterii atât de mari. Ele își produc energia necesară deplasării la bord. Da? Practic, pilele transformă hidrogenul stocat în rezervorul mașinii în electricitate și apă. Și atunci nu mai e nevoie de o baterie atât de mare. Și e rezolvat problema. Dar există foarte multe preconcepții cu privire la hidrogen. Oamenii sunt reticenți să adopte tehnologia asta. Iarăși, revii la problema cu infrastructura, care dacă stai să te gândești, există și la mașinile electrice. Că nici acolo nu avem destule încărcătoare, nici aici nu avem destule stații de încărcare pentru hidrogen. E foarte tricky. Da, n-am avut contact cu mașinile pe hidrogen, dar mi-ar plăcea foarte mult să conduc cu Toyota Mirai. Am auzit lucruri foarte bune despre ea și... Da. Ai vrut să zici salonul auto? Da, salonul auto o să dispară, nu o să mai aibă loc. Cineva a dat un exemplu clar. La 600 de lei câștigați de stat, doar 100 de lei dau înapoi către consumatori. Da, nu știu, n-am făcut calculele, dar dacă zici tu te crepe cuvânt, adică pare ceva logic. Da. Ce părere am despre Volkswagen Touareg? Andrei, am un clip cu Volkswagen Touareg pe canal. Ceva, o comparație cu Bentley Bentayga, îl găsești foarte ușor. O să vezi acolo ce părere am despre ea. Mi-a plăcut foarte mult mașina și mai vine un clip poimâine, tot cu Volkswagen Touareg, de data asta V6 benzină. Și o să vezi acolo niște chestii foarte interesante. Mie mi se pare un clip interesant ăla, sper să vă uitați la el, să treacă prin algoritm, whatever. Facem și noi niște vizualizări, mai facem și noi niște bani sau muncim degeaba. O să existe limite de viteză diferite pentru EV? Nu cred. Oricum, o mașină electrică te limitează ea, într-un fel sau altul. Dacă vă uitați la specificațiile tehnice ale mașinilor electrice, o să observați că, în ciuda faptului că multe au niveluri de putere foarte mari, viteza maximă de obicei e
sub 200 de km pe oră, cu mult. Sunt foarte multe care sunt limitate la 160, 180, 200. De ce? Pentru că sunt limitate hardware mașinile. În momentul în care rulezi cu o mașină electrică la o viteză foarte mare pentru foarte mult timp, se supraîncing celulele bateriei. Pentru că e o cerere foarte mare de curent. Pe lângă faptul că îți reduce foarte mult autonomia, e o problemă de supraîncălzire a celulelor. De-aia sunt limitate mașinile la anumite viteze. Deci nu cred că va exista o cerere din partea organului legislativ să limitezi viteza maximă a unei mașini electrice. O vă face producătorii automat pentru a-și proteja propriile mașini, să nu iei tu foc ca nebunul pe autoban când vrei tu să îi dai 300 la mașină. Cam asta e ideea. Dar, da. Deci nu e nevoie de o limită de viteză specială pentru mașini electrice. De ce nu avem mașini electrice sedan sub 20 de euro, 20 de euro în România? 20.000 probabil vrei să zici. Pentru că bateriile costă foarte mult. De asta. Dar nicăieri. Poate în China găsești sedan electric sub 20.000 de euro, dar în rest... Bateriile în continuare, în acest moment, costă foarte mult și atunci nu ai cum să faci o mașină atât de ieftină electrică în momentul de față. Nu doar în România, oriunde. Hai noroc! Toți au mers pe electric, iar hidrogen a rămas undeva în 2011. Băi, mai sunt încă unii nebuni care, care investesc în hidrogen. Mai e Toyota, mai e Hyundai, BMW, care încă mai investesc în proiecte cu mașini pe hidrogen. E drept că contează foarte mult și percepția publicului și mainstream-ul. Dacă oamenii vor mașini electrice cu baterii, nu cu hidrogen, pentru că și mașinile pe hidrogen sunt electrice, trebuie să te adaptezi. N-ai încotro, n-ai ce să faci. Dar eu mă bucur că încă mai există niște oameni care merg împotriva curentului. Sper să le iasă. Nu se investește în hidrogen? Se investește în hidrogen. Dar nu se investește cât ar trebui. Din cauza modului în care este percepută tehnologia de către oameni, din păcate. Hidrogenul are o imagine foarte proastă. Nici nu se investește, sincer, pe partea asta de conștientizare. Adică, cum să vă explic? Producătorii, dacă ar vrea să-și promoveze mașinile pe hidrogen, ar putea să investească în informare, în campanii și așa mai departe. Nu se face chestia asta, dar deocamdată, cred, din câte am văzut eu în ceva propunere la Comisia Europeană, se vrea trecerea pe hidrogen ca un fel de alternativă la gaz. Dar asta în aplicații industriale. Dacă se întâmplă chestia asta, se va putea face o trecere a tehnologiei și către tehnologie din automotive, da? Deci, posibil ca pe viitor să vedem o schimbare de atitudine în direcția asta, o investiție mai mare atât în conștientizare și informare, cât și în tehnologia propriu-zisă, știi? Deci, n-aș zice neapărat că hidrogenul e mort. Chiar acum, în noiembrie, o să înceapă un test pilot a celor de la BMW cu o mașină, cu o flotă de mașini X5 pe hidrogen, oferite unor clienți, care vor fi folosiți un pic ca un fel de cobai. Deci li se vor da mașinile și se vor colecta foarte multe date cu privire la modul în care a exploatat mașina, ce provocări au întâlnit și cred că asta poate duce la o dezvoltare de mașini pe termen lung. Mai există și Hyundai Nexo, care iarăși folosește hidrogen. Toyota Mirai, v-am spus. Deci încă există speranță pe partea asta și mie chiar mi se pare o alternativă interesantă. Știi? Nu e super exciting de condus, dar e o alternativă, știi? Da, am citit că până în 2050 o să mai fie petrol pentru combustibil. Nu știu unde ai citit asta, eu n-am văzut nimic, nicio cifră oficială. Ok, electric e aiurea, că baterii, hidrogenul are imagine foarte proastă. Dacă tu care crezi că ar fi o altă sursă de energie? Nu știu, n-aș zice în acest moment că știu eu vreo altă variantă de deplasare super ecologică care nu e nici pe baterii, nici pe hidrogen, nici termică. Păi și când mergi pe jos poluezi, dacă stai să te gândești, emiți dioxid de carbon, da? Dar dintre toate eu aș, nu știu, mi se pare cel mai ok în acest moment versiunea pe hidrogen. Dacă descoperim niște baterii noi care
nu știu, se pot încărca foarte repede și au, stochează foarte multă energie și sunt și ușoare, cu cât mai multe, cu atât mai bine. Dar nu știu dacă o să avem ceva fiabil în următorii ani. Deși cei de la Mercedes spuneau că o să lanseze în 2025 noul G-Class electric, o să fie EQG, ceva de genul ăsta, și mașina aia va folosi solid state batteries. De aia chiar sunt curios să văd cum se va întâmpla, ce presupune și de ce sunt atât de încrezători cei de la Mercedes în tehnologia asta. Deci chiar o să fie interesant experimentul ăla. Da. Chiar am văzut o știre cum că apar niște autobuze și chiar locomotive pe hidrogen. Era interesat și tot român pentru o chestiune. Da, există deja. Există, dar nu se face nimic în sensul ăsta. Mai ales pentru locomotive ar fi foarte mișto. Mie mi-ar plăcea dacă toate locomotivele din România ar merge pe electricitate sau pe hidrogen, să nu le mai văd că scot nori de fum toată ziua mergând pe diesel. Dar sunt și conștient că, pe de o parte, folosirea dieselului motorinei este, îți oferă foarte multă autonomie, în sensul că în anumite zone nu ai linii de înaltă tensiune care să-ți alimenteze locomotivele și așa mai departe. Deci, înțeleg că există niște limitări, dar mi-ar plăcea în zonele unde există linie de înaltă tensiune să se folosească locomotive electrice, da? Nu se poate. Lucrarea mea de licență a fost despre politica comună în domeniul transportului la Uniunii Europene și